Vă salut, dragi prieteni! Chiar dacă nu este cea mai indicată oră din punct de vedere al social media pentru un live, am ținut neapărat să-l fac pentru că s-au adunat o serie de subiecte pe care nu le-aș putea exploata, să zic, în timp, sau mai degrabă spus, să le explic și exprim în timp. Și de aceea am recurs la această metodă veche, dar verificată în timp, care aduce rezultate bune. Și anume acest, să zic, studio improvizat, această posibilitate pe care ne oferă Facebook-ul de a dialoga direct unii cu alții. Și dacă mai devreme spuneam despre câteva subiecte pe care astăzi să le discutăm, între timp am revenit și la o altă tradiție mai veche, cea a decalogului. Aveți în descriere cele 10 puncte despre care vreau să vorbim astăzi. Eu mi le-am pus pe o foaie ca să le am la îndemână și să le discutăm punct cu punct. Și fără a pierde prea mult timp, o să încep prin a vorbi despre cazul Camielei Smicală. Este un caz pe care l-am preluat de la fosta Comisie pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării. Dacă mai sunt oameni care nu știu despre ce este vorba, vreau să vă spun că este vorba despre un caz similar cazului Bodnariu. Cu siguranță despre Bodnariu ați auzit, cazul din Norvegia, pentru că a beneficiat de o mediatizare consecventă și constantă din partea atât mass media din țară, cât și din partea mass media din afară. În plus, datorită protestelor care au avut loc și în România și în afara acestea, cazul a avut parte de acea acoperire media pe care eu sper să o aducem și în cazul doamnei Camielea Smicală. Dânsa se află într-o situație deloc de invidiat și încercăm să facem tot ce putem în cadrul comisiei pe care o reprezint, dar și în afara acesteia, pentru că de multe ori soluția pentru astfel de cazuri se află la celelalte instituții. Și mă bucur că am reușit de-a lungul ultimelor săptămâni să implic alături de mine și alți colegi deputați, pentru că doar împreună putem reuși, așa cum spune și tradiționalul nostru slogan al Uniuniștilor, că unirea face puterea. Mă bucur că și colegul meu, Doru Petrișor Coliu, pe care îl salut cu această ocazie, s-a implicat în acest caz. Dânsul a adresat cel mai recent interpelare care vine din partea Ministerului Afacerilor Externe. Este o interpelare pe care i-a adresat-o Ministerului, în care am cerut ca Ministerul respectiv să aibă o, colocvial vorbind, o aplicare mult mai clară asupra acestui caz. Am fost informat în acest răspuns pe care l-a primit colegul meu de comisie că acest caz a fost discutat. Probabil că mulți dintre dumneavoastră care urmăresc evoluția acestui caz știți că acesta a fost discutat în cadrul celei de-a 27 sesiuni a grupului de lucru a mecanismului de evaluare periodică universală. Și, pe scurt vorbind, este vorba despre un instrument al Organizației Națiunilor Unite și mă bucur că misiunea permanentă a României a amintit acest caz în cadrul acestei ședințe pentru a aduce atenția, atrage atenția asupra faptul că noi nu rămânem impasibili cu privire la situația doamnei Smicală și mai ales cu privire la situația dramatică a celor doi copii români care se află într-o situație greu de acceptat. Am spus și la o conferință de presă pe care am organizat-o recent că scrisorile care sunt dovezi ale situației acestor doi copii adresate celor de la Comisia pentru Drepturile Omului de la ONU sunt o dovadă în acest sens și de la bun început am spus că pentru a avea o situație clară asupra acestui caz ne dorim să ajungem în Finlanda, chiar dacă doamna ambasadora Finlandei a spus că nu ar trebui să facem acest lucru și să fim cât mai, cum să spun eu, prietenoși sau cât mai tăcuți în a vorbi despre acest caz. Atunci când am avut o ședință cu participarea doamnei ambasadori, am spus că nu vom face acest lucru, dimpotrivă. Vom insista ca acest caz să aibă parte de cât mai multă vizibilitate publică și tocmai în acest sens am insistat asupra unei delegații pe care să o facem cu colegii de la Comisia pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării. Din păcate am avut parte de o atitudine neprietenoasă din partea celor din Finlanda și s-a tărăgânat această
această vizită a noastră, dar, din fericire, pentru că știți cum insistența întotdeauna dă roade, și în acest caz insistența a dat roade și, în cele din urmă, vom merge în Finlanda, vom avea această delegație pe 31 mai și vrem să interacționăm cu cât mai multe persoane care fac parte din spectrul celor care iau decizii în astfel de cazuri, deși am fost avertizați că partea finlandeză va fi extrem de circumspectă în a oferi detalii, pentru că este vorba despre un caz intern și spun ei despre faptul că noi nu avem dreptul să ne amestecăm în afacerile interne ale unui alt stat și nu avem într-un fel voie să comentăm deciziile luate de cei care fac legea în Finlanda, doar că noi aici avem un argument extrem de clar, și anume faptul că finlandezii înșiși au încălcat legislația finlandeză, și mi-aduc aminte de faptul că două teze pe care le tot amintesc de fiecare dată, și e bine să le cunoașteți și dumneavoastră, faptul că unul la mână, așa cum prevede legislația, deși acest lucru este prevăzut de legislația finlandeză, celor doi copii nu li s-a asigurat un avocat din oficiu, și deși acest lucru este prevăzut de legislația finlandeză, doamnei Smicală nu i s-a oferit atunci când nu cunoștea limba finlandeză un traducător. Sunt doar două exemple din abuzurile comise în acest dosar. Cu siguranță nu vrem să devenim belicoși fără vreun motiv. Dimpotrivă, ne dorim să cooperăm cu cei din Finlanda, doar că beneficiul suprem pentru noi ar fi ca doamna Smicală să spună cu mândrie și cu tărie că autoritățile statului român, în primul rând, au reprezentat-o în acest conflict și, în al doilea rând, noi ne dorim ca, mi-aduc aici aminte de discursul de ieri ținut de comisarul, de domnul Juncker în Parlamentul României, care spunea că ar fi bine ca autoritățile române să aibă o busolă europeană în mână atunci când vorbesc despre viitorul României. Ei bine, același lucru ar trebui să fie și în cazul politicienilor români, să aibă o busolă a interesului cetățeanului în mână atunci când se ocupă de astfel de cazuri. Și mă bucur că am primit aceleași încurajări de a merge în Finlanda și din partea Autorității Naționale pentru Drepturile Copilului, pentru protejarea drepturilor copilului și adopție, atunci când am avut o întâlnire la sediul acestei instituții. Urmează să insistăm pe acest caz, nu renunțăm la acest caz. Invit pe toți cei care fac parte din casta frumoasă și privilegiată a mass media să nu renunțe la a mediatiza acest caz. Așteptăm să revenim cu informații prețioase pentru ei peste exact două săptămâni și un pic, și sper sincer că, la fel ca și cu Serbia, atunci când a venit cu recomandări foarte clare și cu un document de sugestii pentru autoritățile statului român, să facem același lucru și în cazul acesta, în cazul doamnei Smicală, pentru că nu este obiectivul meu și nici al colegilor mei să mergem să strângem mâini și să ne facem poze care se dea bine pentru viitor. Tot în descrierea la acest live video am spus despre un protest care va avea loc pe 21 mai, de întâmplare ziua Sfinților Constantin și Elena, și vă invit pe toți, în primul rând, să vorbiți despre acest protest și, în al doilea rând, cei care pot, cei care vor fi în București să participe la acest protest și, de ce nu, cei care se pot organiza în afara României sau pe teritoriul României, oriunde altundeva, să facă în aceeași zi un astfel de protest, ca să existe acea presiune publică despre care vorbim, acea presiune mediatică despre care vorbim, care cu siguranță își are partea ei de importanță în tot acest proces de soluționare a acestui caz. O să închei prin a spune că îi transmit cele mai bune gânduri doamnei Smicală, care ne urmărește pe Facebook, pe mine și pe ceilalți colegi care ne ocupăm de acest caz, și spunem, o asigurăm în continuare de faptul că noi facem tot ce este posibil, tot ce ține de noi pentru a o ajuta. Și sper sincer că vom putea să ne întâlnim în Finlanda atât cu dânsa cât și cu cei doi copii, pentru că altfel această delegație va fi una cu adevărat sterilă. Merg spre un alt caz, din păcate unul la fel de tragic. Este vorba despre Bulgaria, este vorba despre Ivo Gheorghiev, un bun prieten al nostru, al celor care ne ocupăm de domeniul românilor de pretutindeni. Vă spuneam că eu, înainte de a veni în acest fotoliu, am fost un om care s-a
tot preocupat ani și ani de rândul de comunitățile istorice ale românilor de pretutindeni, de Republica Moldova, și îi cunosc pe foarte mulți dintre cei care au organizații în afara României, care încearcă să protejeze pe de-o parte interesele comunității pe care o reprezintă și în același timp să rămână alături de România și să promoveze românismul. Am avut recent chiar o întâlnire cu domnul Ivo Gheorghiev, chiar în acest birou, legat de proiectele pe care le putem face pe viitor, legat de felul în care îi putem implica pe cei de la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni să ne ajute în a promova valorile despre care vorbeam mai sus în Bulgaria. Și am fost extrem de neplăcut surprins acum câteva zile când am vorbit cu domnul Gheorghiev și dânsul mi-a spus că, în cadrul unei discuții telefonice, că se află într-o situație gravă și că a ajuns în situația în care vrea să ceară azil politic. A elaborat și un memoriu în acest sens. El este aici. Îl am la dispoziție pentru tot cei care vor să-l consulte. Este vorba despre un memoriu care este adresat autorităților statului român și în care domnul Gheorghiev, care, am uitat să spun, este președintele AVE, Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria, și al Casei de Cultură Sfânta Teofana Basarab. Ar trebui menționat și faptul că meritul domnului Gheorghiev a fost observat de cei care reprezintă statul român și dânsul a fost decorat în 2010 cu ordinul merit cultural în grad de ofițer. În acest memoriu, dânsul ne informează despre faptul că există foarte multe presiuni, intimidări, cu mașina poliției care se află în permanență în fața casei dânsului și că autoritățile bulgare, mai mult sau mai puțin vizibil, încearcă să-l facă, să renunțe la activitatea pe care o are acolo în Bulgaria și că, de exemplu, dânsul a fost rugat de șeful serviciilor secrete din Vidin, Dragomir Draganov, să depună plângere împotriva acestea. A fost o persoană pe care o cheamă Alexandru Violinov, a fost rugat să depună plângere împotriva domnului Gheorghiev. Nu vreau să intru în prea multe detalii, dar vă îndemn să consultați acest memoriu. El este disponibil și pe Romanian Global News, pe site-ul Romanian Global News. Acolo este întreg memoriul. Vreau doar să spun că imediat după ce am fost informat despre situația domnului Gheorghiev, am elaborat un comunicat de presă pe care o să apară cât de curând pe site-ul Camerei Deputaților. Marți, deși aveam planificată o cu totul altă declarație politică în plenul Parlamentului, voi face o declarație cu privire la acest caz, cu privire la cazul domnului Gheorghiev. Luni voi trimite o interpelare Ministerului Afacerilor Externe pentru a solicita informații despre modul în care atât Ministerul cât și ambasada noastră în Bulgaria se ocupă de acest caz, tot luni, pentru că avem o întâlnire în cadrul unei ședințe comune cu cei de la Senat, cu doamna ministru Pasternak, îi voi transmite ședinții informații despre acest caz și o să invit pe toată lumea care poate să se implice să căutăm soluții, pentru că nu este normal ce se întâmplă. V-am bătut la cap pe foarte mulți dintre dumneavoastră și pe cei cu care interacționez legat de un principiu care ar trebui să predomine în relația noastră cu celelalte state, indiferent că vorbim cu state din Uniunea Europeană sau cu state din afara blocului comunitar. Reciprocitate. Nu cred că ați auzit despre vreun caz similar. Fie că vorbim de cazul Smicală, fie că vorbim de cazul Gheorghiev în România. Nimeni nu poate acuza România că a comis abuzurile pe care le înregistrăm și în cazul doamnei Smicală și în cazul domnului Gheorghiev. Dimpotrivă, toată lumea recunoaște faptul că România are o legislație exemplară atunci când vine vorba de respectarea drepturilor pe care minoritățile le au în România. România este acel stat care garantează prin Constituție, articolul 62, reprezentarea în Parlament pentru minoritățile conlocuitoare. Îmi pare rău și regret sincer ca reprezentant al statului român, dar nu neapărat ca reprezentant al statului român, ci ca simplu cetățean, faptul că noi nu reușim în acest moment să avem parte de o reacție, de o atitudine similară din partea celorlalte state. Și sper că vom ajunge să știm să ne apărăm
mult mai ferm cetățenii oriunde se află în lumea asta, pentru că nu este normal să ne se spună, ați văzut probabil, pentru că știți foarte bine, eu sunt un adept al transparenței și încerc pe cât de mult posibil să vorbesc despre acțiunile pe care le fac, unele planificate, unele care apar pe parcurs. Una dintre ele a fost acea întâlnire cu reprezentanții ai Comisiei Juridice din Parlamentul Finlandei, care s-a aflat într-o vizită în Parlamentul României. Am auzit că sunt în Parlamentul României, am mers la ei, era și doamna ambasador, și am readus în discuție cazul doamnei Smicală. Mi s-a părut halucinant și mi se pare halucinant faptul că o explicație pe care o folosesc cei din Finlanda este faptul că noi, adică ei, finlandezii, și noi, românii, facem parte din culturi diferite. Și tocmai de aceea ne este foarte dificil să înțelegem deciziile pe care le iau autoritățile finlandeze în cazul Smicală. Este un lucru care nu are niciun fel de logică, pentru că vorbim despre niște drepturi umane, despre niște drepturi ale omului care au caracter universal. Și în cazul respectiv, interesul copilului ar trebui să prevaleze. Același lucru este valabil și pentru domnul Gheorghiev, pentru că nu vorbim doar despre domnul Gheorghiev, vorbim despre întreaga lui familie, despre faptul că, pe lângă acea asimilare pe care o promovează atât Bulgaria cât și Serbia, plus multe alte țări din jurul României, dânsul a ajuns să fie victima unor acțiuni care nu fac cinste unui stat membru al Uniunii Europene. Mergem către punctul 3. Punctul 3 este un punct foarte important. În descrierea la acest live video există și un link pentru evenimentul de pe 17 mai. Am vorbit despre el deja, există un comunicat de presă, există și articole în presă. Mă bucur și le mulțumesc tuturor celor care au distribuit informații despre acest atelier. Este o premieră, acest atelier legislativ. Și necesitatea acestuia s-a impus după ce am studiat dosarul cetățeniei române pe speța cu minorii și am realizat că, de fapt, întreaga lege a cetățeniei române ar trebui să fie ajustată în mai multe locuri. Și tocmai de aceea, pentru a nu fi o acțiune care să meargă autoritar de sus în jos și să vină de la o singură persoană, m-am gândit că este cazul să organizăm un eveniment la care să invităm, în primul rând, oameni din domeniul respectiv, oameni care să vină din jurisprudență, oameni care să știe lumea justiției, oameni care să vină cu formulări foarte clare și foarte bine puse la punct pentru a modifica legea cetățeniei române. Și mi s-a părut absolut logic și firesc ca acest atelier legislativ să nu aibă loc la București, ci împotrivă, la Chișinău, în capitala celui de-al doilea stat românesc al nostru, pentru a arăta că, deși tovarășul Dodon se află unde se află, românismul rămâne a fi un bastion important în peste Prut și acest bastion trebuie fortificat. Ori atunci când vorbim despre tot ce înseamnă mișcarea unionistă și despre proiectul nostru al unioniștilor, trebuie să realizăm că cetățenia română este vehiculul cel mai important în tot acest discurs și că numărul cetățenilor români trebuie să crească și că legea cetățeniei române ar trebui să fie un cadru legal care să îi ajute pe oameni, nu să le pună diverse bariere, și că legea cetățeniei române ar trebui să fie simplificată și ajustată într-un astfel de mod în care noi toți să fim mândri că ajungem să fim cetățeni români, nu să înjurăm procedura, nu să înjurăm funcționarii statului român și să nu ajungem să înjurăm statul român, pentru că această procedură a ajuns acum într-o etapă în care a devenit nu doar dificilă, ci extrem de dificilă, pentru că persistă acea formulă pe care o folosesc unii și acea procedură prin care ajungem să ne programăm pentru programare. Deci este un lucru halucinant. Am ajuns să ne programăm ca să ne programăm, ca să ne programăm pentru jurământ. Și în primul rând vă rog să distribuiți informații despre acest atelier. Aveți și linkul acolo în punctul 3. Vreau să vă rog să-i dați un share neapărat. Pe cei care sunt în Chișinău îi aștept cu mare drag să vină la acest eveniment, fie în calitate de oameni care vor contribui cu propuneri
puse pe hârtie pentru ajustarea legii respective, fie ca oameni care să fie prezenți la acest eveniment, pentru că este foarte important ca prin prezența noastră numeroasă să dăm un mesaj foarte clar pentru cei care se ocupă de acest dosar. Mă bucur că, iarăși, ca și în celelalte cazuri despre care am vorbit, mă bucur că sunt tot mai mulți parlamentari care se pleacă asupra acestei probleme. Nu vreau sub nicio formă să dețin monopolul în acest caz și nici într-un alt caz în care este vizat interesul cetățeanului român. Am spus-o, o repet, cred sincer în acest fapt, nu este obiectivul meu ca la final de mandat să am o serie de realizări individuale. Obiectivul meu este ca la final de mandat să am o listă de probleme soluționate. Fie că o fac sub semnatura mea, fie că o fac ceilalți colegi, îi încurajez cu mare drag să o facă. Cu cât mai mult interes există în Parlamentul României pentru Republica Moldova, cu atât mai bine nouă și țării, cu atât mai bine. La punctul 4 avem metodologia privind școlarizarea română de pretutindeni pentru anul universitar 2017-2018. A fost o problemă pe care am discutat-o deja în cadrul Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării. Aveam la un moment dat certitudinea că această problemă apărută în cazul metodologiei privind modul în care vor fi selectate persoanele care să-și facă studiile în România a fost soluționată. M-a încurajat acea declarație a ministrului educației, domnul Năstase, care a spus că va ține cont de sugestiile făcute de noi cei din comisie și că va oferi inclusiv opțiunea înscrierii online a trimiterii prin poștă electronică a dosarelor, doar că, din păcate, așa cum ați observat și mulți dintre cei care sunt interesați de acest subiect, a rămas la nivelul de vorbe. Nu avem un document în față, nu avem niște proceduri foarte bine puse la punct, nu avem o listă de pași pe care trebuie să-i facă cineva care vrea să vină la studii în România. Și atunci am decis ca împreună cu cei de la comisia dedicată relației dintre România și Republica Moldova, o comisie pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, cum îi zice titlul oficial, să organizăm o ședință comună și să chemăm din nou reprezentanții ai ministerului pentru a vorbi despre metodologie și pentru a le cere o dată clară pentru momentul în care această metodologie va deveni document oficial, mai ales că am văzut zilele acestea că se vorbește prin târg despre o remaniere la nivelul guvernului Grindeanu și unul dintre cei vizați este chiar ministrul educației. Așa că săptămâna viitoare vom avea această ședință în care să discutăm despre metodologie. Am avut și o serie de comentarii ale dumneavoastră la articolul în care spuneam despre faptul că există opțiunea online. Le voi ține cont de ele și le voi aduce în discuție și vă voi ține la curent despre ulterioarele evoluții în acest caz. La punctul 5 avem situația de la misiunile diplomatice ale României în țările cu mari comunități de români ale diasporei economice. Este de fapt un lucru pe care eu l-am semnalat atunci când s-a discutat despre, vă rog să mă iertați, despre faptul că actualul guvern a decis eliminarea unor taxe consulare. Am fost primul care a aplaudat această decizie, doar că atunci când s-a vorbit despre bugetul pe anul 2017, am spus foarte clar că este nevoie ca numărul celor care vor deservi cetățenii români din afara României să fie suplimentat. Am avut și o serie de amendamente în acest sens, din păcate ele nu au trecut. Și numărul angajaților acestor misiuni diplomatice nu a crescut, în timp ce, de cealaltă parte, cererile care au venit la aceste misiuni diplomatice au cunoscut o creștere semnificativă. Și să știți că această problemă mi-a fost semnalată de o parte consistentă de cetățeni din Italia, din Spania, care ne spun că faptul că au fost eliminate taxele consulare nu au făcut decât să crească și cozele și timpul de așteptare. Am vorbit cu o parte dintre colegii mei de la comisie și ne dorim ca să avem o discuție cu Ministerul Afacerilor Externe pentru a vorbi despre o opțiune simplă, dar credem noi eficientă, și anume detașarea de angajați ai Ministerului Afacerilor Externe la misiunile în care există această aglomerare de cereri. Este una dintre opțiuni, este una dintre soluții.
O altă soluție ar fi, de ce nu, să recurgem la voluntariat, la voluntari. Este o soluție pe care am descoperit-o în timpul discuțiilor cu o parte dintre reprezentanții asociațiilor de români din Italia, care mi-au spus că nu ar fi sub nicio formă o problemă ca membrii ai asociațiilor să vină în consulate și pentru o parte din zi să asigure funcționarea acestuia la tot ceea ce înseamnă primirea actelor și eliberarea acestora, de ce nu. Oricum, situația mi-este cunoscută și urmează în cel mai scurt timp să o discutăm într-o întrevedere pe care o vom avea cu reprezentanții ai Ministerului Afacerilor Externe. La punctul 6 avem o temă extrem de largă și extrem de generoasă, situația politică din Republica Moldova. Prima parte a acestui punct. Situația politică din Republica Moldova este mereu o sursă de emoții negative, mai ales în ultimii ani. Am avut o exemplificare foarte clară a lucrului pe care îl discutam înainte alegerilor prezidențiale, și anume faptul că în cazul în care Igor Dodon va ajunge președinte al Republicii Moldova, dânsul va folosi această tribună prezidențială pentru a lansa mesaje și românofobe și antiunioniste. Îl vedem făcând acest lucru în acest moment. Tocmai de aceea atunci noi unioniștii am susținut-o pe Maia Sandu și nu regretăm faptul că am susținut-o atunci, pentru că mergând pe logica simplă de rău mai mic, atunci dânsa a fost candidatul care cu siguranță era mult mai bună decât Igor Dodon. Și în acest moment este clar că acel troc despre care s-a vorbit dintre Igor Dodon și Vlad Plahotniuc legat de acel sistem electoral a devenit realitate. Vom avea un sistem electoral mixt. Rămâne să vedem, de fapt v-am întrebat la un moment dat pe unii dintre dumneavoastră dacă sunteți de părere că un eventual sistem uninominal va fi benefic pentru noi unioniștii care trebuie să ajungem în Parlament. Deci nu se pune problema, vrem sau nu vrem. Problema este foarte clară, trebuie să ajungem în Parlamentul de la Chișinău în 2018 și vom ajunge acolo, vă garantez eu că vom ajunge, așa cum am făcut-o și în Parlamentul de la București. Și trebuie să ajungem în Parlamentul de la Chișinău pentru a face exact același lucru pe care l-am făcut în Parlamentul de la București, și anume să ducem mesajul unirii din stradă în Parlament și de pe ziduri și de la marșuri unioniste în legi și strategii ale statului, ale celui de-al doilea stat românesc. Poate pentru unii pare imposibil, poate pentru unii pare extrem de dificil, dar credeți-mă, dacă o să ne dăm mâna noi unioniștii din Republica Moldova și vom munci în acest sens, totul este posibil. Important este să ne dorim acest lucru, pentru că nu mai avem ce să așteptăm. Vine anul 2018, care ne prinde nepregătiți din punct de vedere electoral. Toate sondajele posibile și imposibile arată o masă critică mare a unioniștilor și, din păcate, nu reușim nici până acum să capitalizăm din punct de vedere electoral procentul acesta mare pe care îl avem și care se situează, spun unii, în jur de 30 sau spun unii, trece chiar de 40. Eu, ca om care a făcut primii pași în politică la sfârșitul anului trecut, îmi doresc să văd în prim planul politicii din Republica Moldova oameni noi. Pentru că oameni noi înseamnă oameni neafectați de moștenirea sovietică, înseamnă oameni neafectați de niște dosare care planează asupra unora, că de fapt asta este marea problemă a Republicii Moldova, faptul că nu a existat o lege a lustrației care să facă un pic de curățenie prin politicienii moldoveni. Și îmi pare rău că nu există acea coeziune între noi, între unioniști, și nu există acel dialog care ar trebui să existe. Se mai întâmplă să ne dăm mâna din când în când pe la manifestații publice, dar dialogul se oprește acolo. Primesc foarte multe semnale din partea oamenilor din afara Chișinăului care vor să se implice într-o construcție politică puternică care să participe la viitoarele alegeri parlamentare. Este clar că nu putem sta impasibili și este clar că trebuie să încercăm să vedem cum putem forma o echipă de oameni care să se implice și care să aducă, așa cum spuneam, mesajul unionist în Parlamentul de la Chișinău,
pentru că va fi un mare impas faptul că în 2018 nu vom reuși ceea ce ne-am dorit noi și ceea ce am sperat, dar acest lucru nu trebuie să ne oprească sub nicio formă. Dimpotrivă, trebuie să ne motiveze să mergem cât mai consecvent spre ceea ce ne dorim. Și în același timp aș putea să fiu și extrem de optimist legat de anul 2018, pentru că totul depinde de un lucru elementar în acest caz, care poate fi definitoriu, și anume acea clipă astrală despre care tot vorbea analistul Dan Dungaciu. Acea clipă astrală de care am avut parte și în cazul anului 1918, pentru că nici atunci aveam o dezbatere cu o jurnalistă de la un post de televiziune bucureștean, care îmi spunea că unirea este imposibilă și că nu se va realiza niciodată și că oamenii nu vor și că etc., etc., etc. Răspunsul meu a fost foarte simplu. Nici în 1859, nici în 1918 nu a existat o euforie generală și un consens larg, național, că vrem unirea 100%. Nu. Nici acum nu se pune astfel problema. Problema este să fim din ce în ce mai puternici în mesajul pe care îl promovăm. Problema este să fim din ce în ce mai vocali în mesajul pe care îl promovăm. Și problema este să devenim majoritari atunci când vorbim despre mișcarea unionistă și despre unire. Mai ales că, din fericire, ceea ce mi-am dorit eu dintotdeauna se întâmplă. Am ajuns să trecem de la podurile de flori, de poezii, de cântice, de festivaluri, la podurile de fapte. Ați văzut, recent am participat la o înfrățire dintre Ilfov și Ialoveni. Aceste înfrățiri vor continua, trebuie să continue. La fel de importante sunt și acele busturi, acele locuri de memorie, cum le spun antropologii, care se există în Republica Moldova și care să ne amintească de unde venim și încotro trebuie să mergem. Deci lucrurile se mișcă în direcția potrivită. Am ajuns la un număr de peste 200 de acorduri de înfrățire. Iarăși este un indiciu foarte important. Am ajuns la o situație în care se aduc din ce în ce mai multe fonduri pentru Republica Moldova. Deci, direcția este una bună. Din păcate însă, cei care guvernează Republica Moldova uită că trebuie să pună pe primul loc interesul cetățeanului. Acea busolă de care vorbeam mai devreme, busola interesului cetățeanului. Dar cei care sunt sus acolo și guvernează nu sunt eterni. Numărul unioniștilor este în creștere. Vedeți și voi că din ce în ce mai mulți oameni ajung să concluzioneze că nu există altă soluție. Partea proastă e că din ce în ce mai mulți oameni pleacă din Republica Moldova pentru că nu mai văd un viitor în acest stat și pleacă cei buni, să știți. Că nu pleacă cei pe care îi vedem pe la Ziua Victoriei îmbătându-se pe la Complexul Memorial Eternitatea cu panglica Sfântului Gheorghe în piept. Nu, pleacă cei mai buni, pleacă oamenii cu inițiativă, pleacă oamenii care văd că nu mai au un viitor în Republica Moldova și pleacă mulți dintre ei scârbiți de ce a ajuns Republica Moldova, un teren în care niște politicieni își împart funcții și își împart sferele de influență pentru a controla fluxurile financiare din acest petic de Românie, pentru că este o bucată de Românie care cu siguranță va reveni în România Mare. Și tot la punctul 6 avem și întâlnirile în afara Chișinăului. Am avut deja una la Ungheni, îmi pare rău că a fost singura până în acest moment. Îmi doresc să continui cât de repede posibil. Îmi pare rău că nu-mi permite programul să am cât mai multe întâlniri în Republica Moldova, în afara Chișinăului, prin raioane. Și tocmai de aceea, dacă mă vede cineva de prin Călăraș, de prin Bardar, pentru că am vorbit cu domnul viceprimar de la Bardar să venim într-o vizită cât de curând, într-o întâlnire cu cetățenii, și îmi doresc să facem acest lucru cât de curând posibil, de ce nu săptămâna viitoare, dacă tot vom avea evenimentul miercuri cu atelierul legislativ, spre sfârșitul săptămânii să avem o sau mai multe întâlniri la Călăraș, la Cimișlia, Bardar sau oriunde altundeva. Dacă am timp și dacă nu am orice altă acțiune, știți că puteți conta pe mine și eu vin oriunde mă invitați, pentru că în politică nu trebuie să avem weekenduri dacă vrem să facem lucruri bune pentru cetățeni. La punctul 7 este de fapt legat cu cel din punctul precedent și anume întâlnire cu românii din Italia. Am stabilit deja o dată pentru această întâlnire. Este vorba de partea a doua a lunii iunie. Mi-aș fi dorit să ajung și mai repede în Italia, dar nu mi-a permis programul. Dar vorba vine mort copt. Că tot vorbeam cu cineva despre originea acestei expresii. Mort copt vom ajunge în Italia în iunie. S-ar putea să fie vorba de data 24-25, dar partea și mai bună este că nu voi veni pentru o singură zi,
Iarăși, în ideea de a avea o simplă întâlnire și a pleca, îmi planific pentru luna iunie o perioadă de ședere în Italia de cel puțin 2-3 zile. Vreau să stăm acolo, să mergem în cât mai multe localități în care sunt români și să vorbim despre lucrurile importante pe care le putem face, să le vorbesc, de ce nu, despre acel proiect de lege care vizează pe ei în primul rând și îmi pare sincer rău că acest proiect de lege nu a ajuns să treacă prin procedura de urgență și să vină să fie discutat. Vorbesc despre plata contribuțiilor la fondul de pensii, plata retroactivă. Și de ce nu să caut acolo, pe lângă dialogul pe care îl vom avea, și alte sugestii, alte idei pe care să le implementez odată revenit în Parlamentul României, să discutăm și despre ceea ce vorbeam mai sus, situația de la misiunile diplomatice și posibilitatea să existe voluntari care să se implice în activitatea acestora și multe, multe, multe alte lucruri. Deci, românii din Italia, cu mare drag pentru luna iunie, și tot am văzut că a dat like domnul Daniel Ion, îmi doresc să ajung și în Spania în mod sigur. Probabil că vom face acest lucru în iulie, chiar dacă noi vom avea, Parlamentul va avea o vacanță în iulie-august, îmi propun ca și în iulie și în august să am activități și să beneficiez de faptul că nu voi fi legat de București și să merg în cât mai multe țări cu români, cu comunități mari de români, pentru că în fond asta trebuie să fac, așa mă obligă fișa postului. Nu sunt doar președinte al Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării, ci sunt și un deputat de diaspora. Deci voi veni și în Spania în mod sigur. Ajungem la punctul 8 și aici vă fac deja o invitație dumneavoastră. Vorbesc despre un festival care se cheamă Galbenă Gutuie și care are loc chiar aproape de locul în care m-am născut. Este vorba de Raionul Sângerei, este vorba de Copăceni. Aici am invitația, da? Am venit în armat cu documente. Aici este invitația pe care am primit-o de la doamna Maria Bajura. Și este vorba despre ediția 4-a a Festivalului Internațional Galbenă Gutuie. Este un eveniment care va avea loc pe 4 iunie 2017. La Casa de Cultură din Comuna Copăceni. Și să vă arăt și cum arată un afiș, un mini-afiș A4, da? Așa. Este vorba despre marele poet Adrian Păunescu. Vă invit cu drag, îmi permit să fac această invitație și am promis de fapt că o să o fac, i-am promis doamnei Maria Bajura că voi face această invitație neapărat și mă țin de cuvânt. Vă fac, cu siguranță voi mai aduce aminte pe parcursul lunii acestea despre acest festival și voi face tot posibilul să fiu acolo pe 4 iunie, pentru că este important. Vorbim despre, cum spuneam, și despre poezie și despre cântece, nu trebuie să uităm. Chiar dacă vorbim despre poduri și despre fapte și despre acorduri de înfrățire, niciodată nu trebuie să uităm și nu avem, de fapt, cum să uităm despre cultura românească, liantul cel mai important. Ajungem la punctul 9, unde vă fac iarăși o invitație. Este vorba despre, v-am spus la un moment dat că am reușit, în urma unei solicitări pe care am făcut-o la biroul permanent al Camerei Deputaților, să obțin un post de consilier pentru Comisia pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării. Și vă adresez invitația de a-mi trimite CV-uri, de a-mi trimite scrisori de recomandare și atunci când voi avea confirmat acest post, să pot face o selecție a celor cu care să mă întâlnesc și cu care să vorbim despre această opțiune pe care o oferă Comisia și sper ca cel mai bun să vină să contribuie la activitatea Comisiei, o Comisie pe care eu o îndrăgesc, evident, pentru că este Comisia care se ocupă de noi, de românii din afara granițelor țării și mă bucur că pot să gestionez activitatea acesteia. Mă bucură și faptul că mulți colegi au reacționat la faptul că această comisie este una dintre cele mai active. Și pe lângă scrisori și CV-uri de recomandare, țin să vă anunț că va fi și un examen, deci ar fi bine să vă pregătiți. Și mă uit că am ajuns la punctul 10, dar nu trecem la punctul 10 pentru că nu știu de ce a dispărut din acest decalog un lucru foarte important. Cetățenia română.
Și a existat și un comentariu mai devreme legat de cetățenia română. Amintesc pentru cei care nu știu, dosarul cetățenia română și problema minorilor care au ajuns non-cetățeni. Repet, este un dosar de care m-am ocupat de săptămâni bune. Este un dosar în cazul căruia am avut întâlniri cu foarte mulți factori de decizie aici la nivel de instituții ale statului român. Și am publicat la un moment dat și un răspuns pe care l-am obținut din partea Ministerului Justiției. Vi-l arăt și în formă scrisă. Este răspunsul la o interpelare în care ni se spune un lucru pe care l-am comunicat mai devreme, și anume faptul că Ministerul Justiției a redactat un proiect de lege pentru modificarea și completarea legii numărul 21 pe 1991, republicată. Ca să citez, între altele, proiectul propune modificarea articolului 9 pentru a aduce clarificări regimului dobândirii cetățeniei române de către copilul născut din părinți cetățeni străini sau fără cetățenie, inclusiv în care numai unul dintre părinți dobândește cetățenia română. Deci exact problema care a existat și care există în continuare pentru din ce în ce mai mulți cetățeni români. Și mă bucur că am obținut ceea ce ne dorim de fapt. O atenție pentru articolul 9 și pentru cele două alinate buclucașe. Pentru că spune aici mai departe, în acest răspuns pe care l-am primit de la Ministerul Justiției. Proiectul vizează reglementarea prin dispoziții tranzitorii a situației persoanelor care, în urma dobândirii sau redobândirii de către cel puțin unul dintre părinți a cetățeniei române în condițiile articolului 8, articolul 10, respectiv articolul 11 din lege, au obținut în temeiul articolului 9 alineat 4 și 5 din lege transcrierea, ori după caz, înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatelor sau extrațiilor de stare civilă elaborate de autoritățile străine, în condițiile legii numărul 119 pe 1996. Și ni se comunică, și cu asta închei, faptul că proiectul de lege, însoțit de expunerea de motive, a fost transmis spre analiză Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Afacerilor Interne. Deci, în mod normal, problema este soluționată. Partea proastă e că nu știm unde se află acest proiect de lege în acest moment și tocmai de aceea, luni, voi lua legătura cu reprezentanții ministerelor respective care vor veni în Parlamentul României și le voi cere într-un mod foarte explicit să îmi spună care este, la ce etapă se află acest proiect de lege, pentru că este un lucru foarte important, mai ales înaintea acelui act legislativ pe care îl vom avea săptămâna viitoare pe 17 mai. Și vreau, într-adevăr, să știu măcar la ce etapă se află, pentru că, din păcate, nu am avut acces la acest proiect de lege. Nu înțeleg de ce. Este un lucru ciudat. Și voi continua să țin cont de calendarul pe care l-avea acest proiect de lege pentru a soluționa această problemă, pentru că v-am spus, v-am promis, nu renunțăm până nu rezolvăm. Și, deocamdată, nu facem un lucru despre care am vorbit la un moment dat, și anume că vom ieși în stradă pentru a protesta față de modul în care se comportă oamenii care ar trebui să rezolve această problemă. Știu că mulți mi-ați cerut să facem acest lucru, dar deocamdată nu este cazul. Așteptăm să aflăm săptămâna viitoare la ce etapă se află proiectul respectiv și care este un calendar pentru ca acest proiect de lege să devină lege, pentru că din ce în ce mai multe persoane ajung să sufere din cauza acestor prevederi ale articolului 9. Înainte de a încheia, într-un mod frumos, o să vedeți și de ce, încerc să mă uit peste comentarii, dacă nu sunt foarte multe, să răspund. Dacă nu, vă asigur că voi răspunde în scris în cele ce urmează. Așa. Doamna Camelia Smicală ne mulțumește din suflet. Doamna Smicală, este puținul pe care îl putem face. Sper să ne putem vedea pe 31 mai. Doamna Cheșeru, vă mulțumim că sunteți alături de Camelia și de încă multe familii greu încercate. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumesc, doamna Cheșeru. Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră. Știm, doamna Smicală, că cei doi copii sunt cetățeni români. Nu am uitat. Așa. Ovidiu Hurduza, Ovidiu Richard Hurduza ne spune că există un punct de vedere, există o declarație, înțeleg,
care a fost făcută publică pe 30 mai 2008, The Principle of the Best Interests of the Child, What It Means and What It Demands from Adults. Este un articol elaborat de Thomas Hammarberg, comisarul pentru drepturile omului la Consiliul Europei, Varșovia, 30 mai 2008. Aveți un link acolo, dacă vreți să-l consultați, o voi face și eu. Și mai vine domnul Huzacu citat din acest studiu. Marcuța Roman, vezi că mi-am amintit, vedeți că mi-am amintit domnule Roman sau domnul Marcuța de cetățenie și de pașapoarte, v-am spus foarte clar că această problemă urmează să fie soluționată cât de curând posibil și că vă voi ține la curent. V-am citit și răspunsul pe care l-am primit de la Ministerul Justiției, iar săptămâna viitoare voi cere un calendar foarte clar pentru momentul în care proiectul de lege va deveni lege. Doamna Trohin, Anastasia, vă doresc mari succese, bravo sunteți și mă bucur. Mulțumesc, doamna Trohin. Domnul Narcis Florin, când o va aresta pe Codruța Chioveși? Amuzant. Domnul Cășvan ne spune că instanțele de judecată ar fi trebuit să țină cont de copiii Camelei și de faptul că ei ar trebui să fie abilitați de către judecător și că acest caz ar trebui să fie închis. Nu vreau să intre în discuții privind modul în care a fost judecat acest caz, pentru că au fost două sentințe diferite, 2013-2015, o sentință care ulterior a fost anulată, este foarte complicat, dar o vom face atunci când ne vom întâlni cu cei din Finlanda și le vom spune că nu se procedează conform standardelor internaționale în acest caz. Daniel și Brândușa, sper să ajutați pe Camila și celelalte mame care suferă, asta facem. Domnul Caragea vine cu un link foarte bun pe care sper să-l vadă cât mai multă lume. Casper Troi, Constantin, ai tot respectul din Republica Moldova, mulțumesc. Voichița Roman, vrem să-i vedem pe Mihai și Maria acasă, același lucru îmi doresc și eu. Să știți că atunci când am vorbit cu doamna președintea Autorității Naționale pentru Drepturile Copilului și Adopție, am spus că una dintre soluțiile pe care le putem oferi celor din Finlanda este să aducem copiii într-un plasament temporar la mama Camelei în România și să aducem și autorități și reprezentanții ai statului finlandez să vină în România și să vadă că România nu este ceea ce își imaginează ei, să vadă că avem copii care trăiesc bine în România, să vadă că ne ocupăm de problemele copiilor și să nu creadă că noi comitem abuzuri în România, ba dimpotrivă încercăm să facem cât mai multe lucruri bune pentru familii aflate în situații de acest gen. Laura Wackish Tucker, we love Camille and the children. La fel, doamna Camille revine și ne spune că suntem cam 8 milioane de români afara granițelor țării și mă întreabă dacă îmi dau seama ce forță am fi dacă ne-am uni. Așa este, doamna Smicală, suntem foarte mulți în afara granițelor țării. Tocmai de aceea îmi pare rău că Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, care există în acest nou guvern, are foarte puține fonduri pentru a implementa și a dezvolta proiecte care să vină în sprijinul românilor din afara granițelor țării, dar încercăm să compensăm noi prin atenție pe care o acordăm aici la Comisie. De ce târziu pe 31 mai? Păi să știți că noi suntem fericiți că am obținut cel puțin cel de grabă pe 31 mai, pentru că timp de peste o lună ne-a fost blocat orice discuții despre delegație. Așa. Doamna Cheșeru spune despre protestele în susținerea Camelei Smicală. Vă aduc aminte, unul va avea loc pe 21 mai. Sper să existe cât mai multe și în țară și în afară. Despre cetățenia, între ghilimele pierdută, vă rog să folosiți acest termen, am vorbit deja. Mă laudă domnul Rajacosie, pe care îl salut cu această ocazie și îi mulțumesc, mă bucur, știi cum spune englezul, great minds think alike. În Irlanda și în UK aveam stabilită o delegație a Comisiei, doar că a trebuit să o mânăm, pentru că noi o stabilisem pentru
primăvara acestui an și a fost foarte aproape de toamna anului trecut, atunci când a existat deja o delegație. Deci mai mult ca sigur va exista o delegație a Comisiei pentru Contextul de Român din afara granițelor țării în a doua parte a anului 2017. Ion Macarea mă întreabă dacă nu se vrea să se facă un atelier și legat de amendamente la modificarea articolului 9. Păi, întrebarea ta nu are sens, Ion, pentru că atelierul respectiv va cuprinde întreaga lege a cetățeniei române, deci nu ne limităm la un articol separat și tocmai cu atât mai mult este indicat să vorbim despre articolul 9. Zanfira Nicolae, Doamne ajută, Doamne ajută! Doamna Tamila Muntean Stepanenco, vă mulțumim mult, domnul Constantin Codreanu, eu vă mulțumesc că m-ați urmărit. Ce se va întâmpla dacă Mihai va fi mutat până va ajunge comisia, mă întreabă domnul Gicu Ilco. Este istorie contrafactuală, nu-mi place să vorbim despre aceste lucruri. Haideți să vedem ce putem face atunci când vom ajunge acolo și sper că putem să revenim, cum spuneam, cu lucruri foarte clare și să dăm un impuls soluționării acestui caz. Între timp, domnule Gicu Ilco și tuturor celor care sunt aproape de Camelia Smicală, vă invit să ieșiți în stradă, să vorbiți despre aceste cazuri pe Facebook, să scrieți articole, deci orice fel de mediatizare este una benefică, să vorbim despre acest caz și despre abuzurile la care sunt supuși cei din familia Smicală, copiii, cei doi copii. Vasile Școlnic, salutări de la Sângerei, salutări, domnule Școlnic, Ligia Paula Danci, ce surpriză, punctul 3, nu am înțeles. Așa, e cineva aici care vrea să facă acțiuni pe care nu îi le recomand. Nu prea avem cum vorbi de articolul 9 atât timp cât ăștia nu ne arată legea modificată. Crede-mă că ceea ce vor ei să modifice este exact ceea ce le-am cerut noi. Și încheiem aici, nu înainte de a face ceea ce v-am spus eu. Pe lângă acel post pe care l-am obținut la Comisia pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării, eu fiind un om care se dedică și oamenilor care îmi sunt dragi și mai ales locurilor, am mai obținut ceva. Este vorba de... Așa. Este vorba despre un drapel. Este vorba despre un drapel pe care astăzi... Ce dată e astăzi? Este 12 mai. Acesta este drapelul pe care m-am ținut de la Secretariatul Camerei Deputaților. Mă bucur că a acceptat cererea mea. O să rămână la comisie ca amintire a faptului că a trecut Constantin Codreanu pe aici. Și am înțeles că celelalte comisii nu au acest drapel și îmi pare rău că nu au, că nu-l au, dar cu atât mai mult mă bucur de faptul că noi îl vom avea la comisie. Și marcăm acest moment istoric prin inaugurarea drapelului NATO, mai ales pentru noi cei din Republica Moldova. Știm foarte bine că fără NATO, România și noi, românii, nu am fi unde suntem acum. Așa. Sunt sigur că vă face plăcere să vedeți acest drapel. Eu sunt un euroatlantist convins și mă bucur sincer că a venit acest drapel aici la comisie, pentru că atunci, și cu asta închei, atunci când vorbim despre unire, inclusiv faptul că vom face parte dintr-un stat membru al NATO care ne va oferi acel statut de siguranță pe teritoriul României reîntregite, trebuie să ne motiveze să ne dorim unirea. Vă mulțumesc pentru faptul că ați avut răbdarea necesară să mă urmăriți aproape o oră. Un weekend cât mai frumos și ne auzim și ne vedem la alte live-uri. Mulțumesc!